Accidentul s-a produs la primele ore ale dimineții pe DN2 București-Urziceni, pe raza localității Sinești. Două autoturisme s-au ciocnit violent cu un tir și trei persoane și-au pierdut viața pe loc. Alte două victime au rămas încarcerate și a fost necesară intervenția echipajelor de pompieri pentru scoaterea lor. Autoturismul a pătruns pe contrasens, autoturismul se deplasa dinspre Buzău, către București, a intrat în impact frontal cu un autoturism care se deplasa din sens opus, autoturism ce a fost impactat apoi de un autotren. Un accident a rezultat decesul a 3 persoane, rănirea gravă a altor 3. Persoanele încarcerate în vârstă de aproximativ 29 și 40 de ani au fost scoase din mașini și s-au ales cu mai multe răni. Au fost transportate la un spital din capitală și un minor de 14 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului. Din fericire, acesta a fost rănit ușor, dar a suferit un atac de panică. A fost transportat și el la spitalul Grigore Alexandrescu. Din cauza accidentului, traficul rutier în zona a fost blocat timp de mai multe ore. Polițiștii ialomițeni au început cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. În cauza a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.